Președintele Comisiei de Dialog Social, Ionan Dizi. Înainte să fiu numit în această comisie, chiar am avut o vizită la dumneavoastră, la filială, și atunci am cules pentru prima dată opiniile dumneavoastră, să nu le zicem nemulțumiri, și mi-am propus să le întreb, haideți să zicem, în cadrul Confederației. Deci doar puțin tehnic, domnul Mureșan, și într-adevăr, din acest punct de vedere, o să-mi asum responsabilitatea. Nu este adevărat, adică le avem și pe site absolut toate aceste subiecte, însă de fiecare dată le trimitem filialelor noastre în țară. Și vă spun de ce mi-asum această responsabilitate și o să vă și spun mecanismul și ceea ce intenționăm să facem în perioada imediat următoare. Pe asta avem să și facem. Deci, în primul rând, în comisiile de dialog social, în general, avem numiți colegi ai noștri în fiecare comisie de dialog social, în fiecare minister. Legea spune cu 5 zile înainte de a avea loc o asemenea comisie să ni se transmită materialele. Deci aici nu discutăm de un raport a ceea ce s-a discutat, ci discutăm de ordine de zi care ni se comunică, ne este comunicată de la minister. Din păcate, sunt zile în care ne comunică această ordine de zi, pe care să vă comunicăm și dumneavoastră, cu o zi înainte, chiar în ziua respectivă. Bun. Vreau din start să vă spun că de un an de zile, numirile în comisiile de dialog social le-am făcut, să zicem, destul de bine pe măsura posibilităților noastre. Colegii noștri care sunt numiți în comisiile de dialog social, vorbesc în structurile naționale, sunt colegi care activează în domeniu, nu sunt activiști, să zicem, deci activează în afacerea respectivă, deci nu vrem... Sunt lideri. Deci sunt lideri, deci nu vrem să se ducă acolo un reprezentant al nostru care să nu ne susțină punctul de vedere. Deci, din acest punct de vedere, eu zic că am reușit, într-adevăr, să avem o formă de organizare clar, total, deasupra colegilor noștri de la celelalte patronate. Eu, de exemplu, sunt în Consiliul de Administrație la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și vreau să vă spun că UGIR 1903, consultându-mă cu colegii mei, are o voce foarte puternică în acest Consiliu de Administrație. Ceea ce am făcut, într-adevăr, până acum, și se poate confirma, am transmis totdeauna ordinea de zi în momentul în care am primit-o. Nu este suficient. Noi chiar am vorbit cu colegii care ne reprezintă, în primul rând, în cel la nivel de guvern, este foarte greu să se respecte legea, să ne trimită cu 5 zile înainte. De ce? În primul rând că noi trebuie să ne consultăm cu dumneavoastră să scoatem o idee bună. Pentru că sunt pe anumite domenii și o să vă spun imediat cum putem să rezolvăm problemele dumneavoastră. N-am cum eu în Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă să știu fiecare subiect, să rezolv fiecare subiect, să dau răspuns. Deci obligatoriu am nevoie de suportul dumneavoastră. Vom stabili de comun acord și nu vom putea la adunarea generală de pe 29, însă după adunarea respectivă, voi stabili o întâlnire cu președinții de filiale să stabilim de comun acord acest program, această legătură, cum ziceți dumneavoastră, canalul, ca să putem să fie eficientă. Bun. Însă ce vom face, sigur, vom avea o persoană în cadrul secretariatului sau a Comisiei de Dialog Social care va extrage punctual problemele importante care ne privesc și atunci vor fi trimise pe fiecare companie sau pe fiecare domeniu de activitate în parte. Asta din punct de vedere al ordinii de zi pe care ne-o comunică Ministerul cu problemele și a materialelor care se vor discuta anumite prevederi legislative pentru care noi trebuie să ne spunem părerea, că nu putem să spunem că ne dăm acordul pentru că de multe ori nu se ține cont de părerea noastră. Din punct de vedere al problemelor dumneavoastră punctuale, avem adresa noastră de mail pe Comisia de Dialog Social. Vă rog frumos să ni le comunicați pentru faptul că în regulamentul de funcționare al Comisiei, fiecare membru, GIR 1903, care ne reprezintă într-o structură de dialog social, pe lângă activitatea pe aceste materiale, este obligat să rezolve problemele membrilor Confederației. Dar trebuie să le știm, să le cunoaștem. Deci, putem noi introduce pe ordine. Asta vreau să vă spun. Deci, pe ordinea de zi avem totdeauna diversele. La diverse putem să introducem orice problemă. Ba mai mult.
Dacă o știm din timp și ni se comunică ordinea de zi în cele 5 zile, vă invităm acolo unde se poate și domnul Urâte, de exemplu, poate să participe la comisia sau un reprezentant al dânsului în cadrul Comisiei de Dialog Social direct în acel, la acel minister. Foarte important, ne stă la îndemână. Doar în consiliile de administrație nu putem să mai aducem un reprezentant, însă acolo, într-adevăr, putem noi să le susținem. Deci trebuie să cunoaștem aceste probleme. De exemplu, patronatul media. Suntem norocoși că l-avem. Multe probleme guvernul nici nu ne bagă în seamă pentru ele. Au apărut în media, automat s-a creat o problemă socială, suntem chemați. Bă, voi ați scos-o, ia, haideți să veniți să zic, că altfel nu se uită la noi. Nici nu discută cu noi altfel. Deci, repet, din punct de vedere punctual, nu este nicio problemă și vă rog, veniți cu problemele la mine personal, la Comisia de Dialog Social, împreună cu domnul președinte stabilim de ce nivel este problema, pentru că la nivel de ministru, domnul președinte poate să meargă. Avem colegi care au relații la ministru, secretar de stat sau în altă parte. Am văzut aici într-un material cineva dintre dumneavoastră spunea, domnule, anumite avize. Nu este nicio problemă. La Ministerul Transporturilor, veniți cu, sărim peste acea birocrație, care este, o știm cum este, chiar vă rugăm să notați acolo, este o birocrație excesivă. Și la îndreptate, domnul Mureșan, nu vine cineva din București să stea o săptămână pe la un minister, pentru că nu știu ce funcționar, a plecat soacra în concediu sau ceva în genul ăsta. Deci putem să intervenim pe legalitate, nu pe parte relațională, să se respecte efectiv legalitatea. De exemplu, discutam aici din punct de vedere al suportului IMM-urilor. Am participat la ultimul Consiliu de Administrație la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și vreau să vă spun că este o agenție care lucrează, este o agenție care muncește, dar din păcate, pentru faptul că a scăzut numărul plătitorilor de șomaj, deci fondurile de șomaj, și au crescut numărul beneficiarilor, nu sunt bani. Știți unde s-a tăiat din 10 poziții din fondul pe care l-are agenția la dispoziție? Suportul IMM-urilor. Că n-am pus această problemă în Consiliul de Administrație. Bun, știu că vă e greu. Numai puțin, vă rog frumos. Știu că ne-a fost greu. Că noi știm cum am făcut față ca să dăm banii la șomeri. Totuși, din 10 puncte, în loc să dai motorină motorului ca să-ți producă, i-ai tăia și acolo. Deci nu ne ajută cu nimic ca noi. N-avem nevoie, cum s-a zis aici, să ni se taie taxe, să se mărească. E 0,5% contribuție, e foarte mică, faceți-o 5 cum a fost. Vis-a-vis de comunicările astea între noi și patronat și între noastră ca patronat și guvern, cred că ar trebui rezolvate din punctul meu de vedere câteva lucruri. După cum vedeți, nu vreau să discut probleme punctuale ale teraplastului, ci vreau lucruri care cred că ar trebui făcute. Noi am făcut o implementare și ne-am făcut practic o diagnosticare. La și problemele teraplastului, da, aici. O diagnosticare în care ne-am dimensionat și ne-am analizat fluxul informațional și fluxul material. Cred că e una din cheile succesului ale grupului Teraplast. Pentru că simplificându-le, găsim că comunicare și eficiență, cred că am reușit să avem rezultate. De aceea, cred că UGIR, în primul rând, ar trebui să stabilească și atât și celelalte patronate, o procedură de lucru cu guvernul. Altfel, vom tot povesti, ne vom da dosare, vom fi sau mai mult sau mai puțin băgați în seamă de către guvernanți. După cum vedeți, ați văzut și probleme de panică, deși eu mă bucur că se panichează chiar și domnul Botiș astăzi reprezenta guvernul, după cum s-a exprimat. E bine că guvernul sau prin reprezentanții politici, intră în panică că și patronatele vor începe să aibă atitudini. Cred că ar trebui stabilită o procedură clară de a fi băgați în seamă de către guvern, duși într-adevăr pe domenii, pe probleme juridice, pe probleme de disciplină contractuală, pe probleme de absorbție a fondurilor structurale, concret, pentru că altfel, da, domnule, absorbim, dăm, citim cifrele, domnule, sunt 30 de miliarde, am luat doar 500 de milioane de euro. Ei, ce nu funcționează? Țara e împărțită pe regiuni, s-a făcut o diagnosticare, e clar că e o șansă pentru România să absorbim cât mai mult din acele fonduri puse la dispoziție. Cum? Car ce nu funcționează astăzi? Nici măcar sunt primari sau regii de apă care nu au cum să-și obțină cofinanțările. Guvernul și, sigur, probabil se tot merge spre guvern, cu relațional, politic sau cum se face. Deci e clar că domnule, avem puși la dispoziție atâtea miliarde de euro, sunt împărțite sau pe diagnostic.